Am intrat într-un final în spirit de sărbătoare, drept dovadă, bradul gigant din spatele meu. Glumesc, e un brăduț mic pe care l-am pus aici, în față. Suficient! Aici e băiatul vostru Nicu, care a venit, bineînțeles, ca de obicei, cu un nou videoclip. De data asta, propunerile mi-au zis să încerc să desenez cu pix invizibil. Așa că m-am dus și mi-am procurat un pix invizibil. Știu, foarte interesant, nici eu nu mai văzusem înainte unul, dar mă bucur super mult că mi-ați propus chestia asta, așa că fără alte adăugări, hai să-i dăm drumul la clip. O să vă amintesc super repede că am scos două modele de tricou noi, unul cu WhatsApp și un model cu Photoshop, o să vi-l las pe ecran, nu mă mai dau după tricou. De fapt, ce mă, stai așa. E un model super fain, în sfârșit am reușit să printăm tricouri color. Scrie acolo desen munte, final V3, genul ăla de denumire pe care îl pui desenului atunci când salvezi de prea multe ori fișierul. Modelele astea de tricou și încă alte 4 modele sunt disponibile în shop-ul din descriere. Orice achiziție faceți cu modelele pe care le-am făcut eu, îmi susține canalul și munca în mod direct. Și în plus, poate aveți nevoie să faceți un cadou de Crăciun sau să vă luați voi ceva frumos de Crăciun. Mă duc să pun tricoul la locul lui. Gluma, gluma, cine joacă, joacă, cine nu, să pleacă. Am făcut rost de acest dispozitiv science fiction. Este un secret spy pen, așa cum spune însă și ambalajul, care nici de cum nu-i produs în China. Și avem două elemente simple. Pixul. Avem un mini creion. Nu știu dacă pot să-l țin în mână. Nu prea pot, se pare că nu se rază, mă, de partea asta. Și în vârful capacului avem o lumină UV. O lumină UV. Nu știu dacă se vede pe cameră. Mă gândeam că poate e lumina de aia pe care o vedem numai noi o vedem numai noi cu ochiul. Ia să vedem, îmi stric camera în seara asta? Toată lumea la mine la școală avea prostii din astea. Curge un fel de cerneală prin vârful ăsta și poți să faci niște chestii cu el, orice faci cu un marker normal sau cu un pix normal. Doar că pe hârtie, cu ochiul liber, treaba aia nu se vede. Bă, de fapt, eu cam văd un pic, dar am impresia că doar pentru că e foaia udă. Dar mesajul secret ascuns și bine păzit de... Nu știu ce am vrut să zic aici. E dezvăluit doar când a prins lumina UV. Și se vede practic fluoresfos. Nu știu ce e substanța din interior cu care scrie pixul ăsta. Știu că petele de urină de pe toaletă se văd când a prins o chestie din asta. Așa că nici nu vreau să știu ce are în el. Însă astăzi o să desenăm cu el. Ce credeți voi? De ce credeți că ați venit aici? Cred că o să încerc să folosesc lumina ca să mă ghideze un pic de început. Deci pot să trag linii groase, adică linii perfect drepte și solide. Vreau să vadă cât de subțir pot să trag linii. Să vedem ceva de genul ăsta. De transparență nu se pune problema. Astăzi nu avem transparență. Pot să-l întind, ia să vedem. Dacă e ud așa, facem it. Nu prea. Poate dacă avem și mai mult, facem uite așa. It. Nope. Cred că cam asta e testul. Nu am ce să-i fac altceva. În cel mai bun caz aș vrea să văd cum aș putea să desenez o sferă pe care să pun hașururi. Să zicem că putem să hașurăm, nu sunt sigur, dar o să aflăm pe parcurs. E și foarte greu să lucrez în spațiul ăsta restrâns aici. În momentul în care iau lumina nu se mai vede absolut deloc desenul. Se vede doar sub influența luminii negre. Bun, păi în cazul de față. Hai să trecem la acțiune. Poate nu-i drept, știu, Nicu nu face asta că nu-i bine. O să folosesc un pic de creion. Pentru că vreau să delimitez jumătatea foii. Însă principala mea grijă în momentul ăsta e să definesc o zonă în care o să execut desenul, sau mai exact cele două desene pe care urmează să le fac, ca să nu mă abat de la treaba asta, să încerc să le fac în exact aceeași poziție. Pentru că am un plan să desenez sus, fără să văd cu lumina, adică pur și simplu pe orbește, după instinct, și apoi o să vreau să fac același desen mai jos, văzându-l în timp ce folosesc lumina. Și la final să vedem cum au ieșit și să le comparăm. Azi o să desenăm ghinde. Cum am hotărât să desenez ghinde? Pur și simplu am căutat pe Google. Nu știu ce am căutat pe Google, am căutat ceva la întâmplare, mi-au apărut ghinde. Și am zis, astăzi o să desenez ghinde. Ce undeva din partea asta, nu mai văd, deja nu mai știu ce se întâmplă aici. O să fie o ghindă în partea asta. Și dar nu pot nici să trișez, mă, nici să văd așa, nici în lumină. Se vede un pic de tot în lumină, dar nu e suficient. Să-mi dau seama ce am făcut. Bun, bun, ține minte, până aici era ghinda. O să înceapă să aibă o crenguță în sus și presupun că niște hașururi pe ea. Ah, nu știu dacă se vede pe cameră, eu văd doar niște pete ușor schimbate la culoare, dar nu pot să definez nicio formă din ce e acolo. În orice caz, pe aici a fost coada desenată, o să încerc să-i fac un fel de crenguță de care să fie agățată și aș mai vrea să mai fac încă un capac din ala de ghindă undeva aici, dar nu e nimica ce să pot să văd, mă, n-am cum. Sunt tentat să aprind un pic lumina să văd cum arată, nu vreau, am promis că nu mă uit la el până la final. Stejarul are de obicei o frunză, formă din asta foarte neregulată. Ceva nu e bine acolo.
ceva nu e ok deloc. Ar fi destul de clișeu să zic nu-mi dau seama ce, dar chiar nu-mi dau seama ce. Nu știu nimic ce vreau să fac aici. Nu mă aștept să arate bine la final. Mă aștept măcar așezarea câtuși de puțin să fie la locul ei. Sper. În timp ce în partea de jos, intrăm în modul trișat. O să aprind lumina, o să încerc, o să fac tot posibilul să nu văd ce am făcut în partea de sus. Și am să încep să așez, văzând unde le așez, elementele desenului în aceeași formulă ca în desenul de mai sus. Adică practic fac iarăși desenul ăla, dar văzându-l de data asta. Aici pot să văd pe unde fac textura aia de solz. Solz? Un singur solz, nu fac mai mult solz, eu fac un singur solz. Pe aici o să înceapă să iasă crenguțica, o să încerc să-i fac și niște noduri ca să fie crenguța cât mai detaliată. Și pe aici o să fie crengoaia. E o creangă ceva mai mare. Și de aici vreau să vină cea de-a doua ghindă, ceva de genul ăsta, cu o gaură mare aici în interior. Și facem aici, bineînțeles, zigzagurile alea ca să-i dăm impresia de solzi. Practic, ghindele sunt sirene. Bun, avem ambele ghinde făcute aici. Aș vrea să o mai alungesc un pic în partea aia. Dar per total sunt happy cu felul în care am așezat astea. Crenguța o să vină ceva de genul ăsta, o să se termine undeva acolo. Pentru că de aici îmi doresc să iasă frunza. Să iasă direct din creng... Opa! Am luat operatură un pic, dar sper să fie rezolvabil acel greșel. Voiam doar să mai ajustez un pic frunza aia, dar se pare că am dat-o în bară. Mai ceva ca steaua Dinamo 1-0. Cert e că avem aici frunză de ștejar. O să încep să duc, nu știu, biologie. Chestiile astea care merg așa prin mijlocul fiecarei părți din asta de frunză. Și acum facem detalii. Vreau să merg cât de subțirel pot cu vârful ăsta. Se pare că nu prea pot foarte subțirel. Încât să fac pur și simplu linii din astea de textură pe ghindă. Să las așa și liniuțe din astea întrerupte. Mai subțire de atâta se pare că nu pot să lucrez. Și îmi cam dă fiori pentru că credeam că o să pot să intru mai în detaliu aici la zona asta. Ia uite bă cum se vede, pot să mă prefac că șterg cu degetul. Și de ce nu poate și niște hașururi din astea orizontale, chiar în forma ghindei. Iar partea cu solzii de sirenă. O să încerc să pun tot felul de detalii micuțe pe fiecare solz din ăsta, încât să pară că solzul de mai sus aruncă umbră pe solzul de mai jos. Păi era destul de tare să încerc să fac desenul ăsta de fapt invers, să încerc să colorez luminile de pe desen cu alb în loc să fac contururile și umbrele. Dar hei, asta este ce este. Trebuie să vede și mai bine dacă acopăr lumina aia. Iar aici în interior o să aleg punctul ăsta, probabil o să fie punctul ăla central din care ies radial tot felul de linii, ca să dea ideea de textură din aia radială în interiorul capacului. Pe crenguțe o să fiu ceva mai sălbatic și nu o să mă concentrez prea tare, pur și simplu o să fac niște linii la întâmplare, în speranța că o să arate ca o textură de copac, în special aici, chiar nu-mi pasă. Iar pe frunza asta o să încerc să fac niște hașururi care să vină cumva să pară că sunt ieșite chiar din liniile astea de pe fiecare bucată de frunză. Pot să merg un pic și în alte direcții, nu sunt limitat doar de direcția aia, pot să încerc să-i fac niște hașururi diferite. Și cred că practic am cam încheiat desenele. Nu m-am semnat pe primul, am zis că mă semnesc pe primul așa pe orbește, că încă nu l-am văzut. Desenul văd că era cam până pe aici, dar cred că a mai rămas un pic de spațiu aici. O să încerc să-mi fac aici NM-ul, adică logo-ul meu, peste care cu mare, mare grijă am să mă semnez. Și la fel am să fac și în partea de jos. O să aprind lumina ca să văd exact ce se întâmplă. Am să desenez cu grijă și splendoare logo-ul meu, pe care am să insist să-l detaliez, deși sus l-am făcut numai așa din linii. Dar aici unde văd cu lumină îmi permit, măi. Nu știu dacă ar trebui să încerc să-l hașurez vreun pic în anumite locații. Logo peste care, cum v-am obișnuit, am să mă semnez. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ăsta e desenul de astăzi. Nu glumesc. Chiar nu glumesc, chiar ăsta e desenul de astăzi, pe care încă nici eu nu l-am văzut. Hai să-l vedem. Aș vrea să fac un pic de atmosferă aici. Să se vadă super bine, o să opresc lumina asta. E un pic mai beznă decât era înainte. Văd că și eu fac un pic de umbră pe hârtie și camera de sus vede destul de luminos. Poate o să las așa un pic mai întunecat, ca să semene mai bine cu ce se întâmplă în realitate. Iar acum am să aprind lumina cu UV. Oh, nu-i rău, de fapt nu-i bine, nu știu ce am făcut aici, bă, nu înțeleg ce se întâmplă. Măcar frunza asta iese de unde am vrut eu să iasă. În timp ce partea superioară a ghindei a luat-o pe aici pe arătură, cred că am vrut să o fac mai mare sau ceva de genul, nu știu ce am încercat. Da, e un desen rău. Și ca să contrasteze frumos cu desenul ăsta, am făcut același desen în variantă bu, mai jos, în timp ce îl vedeam. Așadar, astea sunt cele două desene de astăzi, am o idee, stați.
Cred că se vede destul de bine, o să măresc contrastul la editare ca să vedeți și mai bine cum se vede. Cu ochiul liber arată foarte bine. Dacă mă apropii, o să se vadă din ce în ce mai bine. Ăsta e desenul din clipul de astăzi. Mă rog, de fapt ăsta e desenul din clipul de astăzi, dar ăsta e desenul mai bun din clipul de astăzi. Mersi mult de tot că ați luat parte cu mine la videoclipul ăsta. Eu ca de obicei mulțumesc membrilor canalului meu, Robert, Luca și Pandicon Zombie, dar și celorlalți care rulează chiar aici lângă mine. Nu uitați că pe mine mă mai găsiți și pe Instagram. Aron Micu Pum Mihai. Se vede, a mers? Hai că a mers, e ok. Însă pentru moment cam atât de aici, eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare,